Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Un grav accident de circulație a avut loc la Petrila în această după-amiază. O persoană rămasă încarcerată a fost scoasă de către un echipaj smurt și transportată la spital. Mămârlanii păstrează un obicei dacic în săptămâna patimilor, împodobitul crucilor și primenitul mormintelor. Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani a prezentat în programul Săptămâna Altfel o instituție de învățământ la nivel superior. Două mașini făcute zob și o victimă accidentată. Acesta este bilanțul unui accident care a avut loc astăzi în jurul prânzului la Petrila. Din spusele martorilor, unul dintre conducătorii auto, care rula cu viteză mare, a pierdut controlul volanului și a intrat frontal într-un alt autoturism care circula regulamentar. Viteza și chiar lipsa de experiență la volan au provocat încă un accident grav de această dată în orașul Petrila. Am fost sesizat pe apelul unic de urgență 112 despre faptul că în zona cap de linie Petrila a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Din păcate, la fața locului, când am ajuns, am găsit într-adevăr două autoturismele implicate în accident, una dintre victime fiind încarcerată, bordul mașinii venind peste membrele inferioare ale conducătorului auto. Acum, după cum vedeți, se fac măsurătorile, se fac cercetări pentru a se stabili cauzele producerii accidentului și să stabilim cine este persoana care se face vinovată de producerea acestui accident. Păi este vorba despre o vătămare corporală din culpă. De asta nu putem vorbi încă, este prematur, deoarece încadrarea juridică a acestei fapte este strâns legată de numărul de îngrijiri medicale care vor fi stabilite de medicul legist prin un certificat constatator medico-legal. Cam ce vârstă aveau șoferii? Sub 40 de ani, sub 30 de ani chiar. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de la descarcerare. Am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pentru descarcerarea unei persoane de sex masculin. S-a reușit descarcerarea acesteia și transportarea la UPU Petroșani, în stare stabilă. Din fericire, starea victimei, după investigațiile medicilor de la Spitalul de Urgență din Petroșani, este una stabilă. Însă omul se va alege cu câteva zile de spitalizare. Pacientul, adus de către echipajul SMUR și ambulanță, este conștient din punct de vedere hemodinamic, echilibrat, orientat temporospațial. Prezintă un traumatism craniocerebral acut închis, un traumatism de șold cu o suspiciune de fractură de col femural drept. În prezent se află în investigații la serviciul de radiologie al spitalului nostru, urmând ca să se decidă internarea pe secția de ortopedie sau, dacă este nevoie, de trimis mai departe. Niciunul dintre cei doi șoferi nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Strada Constantin Mile din municipiul Petroșani a fost ani buni de zile coșmarul șoferilor care trebuiau să tranziteze această zonă. Însă, începând de astăzi, acest coșmar a luat sfârșit. Strada cu pricina a fost asfaltată complet sub stricta supraveghere a primarului Tiberiu Iacobriții. Asfaltarea străzilor continuă în municipiul Petroșani, de această dată pe strada Constantin Mile. Chiar primarul Tiberiu Iacobriții a supravegheat ca asfaltarea să se desfășoare conform programului. Suntem în program de reabilitare a străzilor. E o reparație pe care o facem. E ultima stradă din Petroșani, ultima stradă din străzile care au fost în programul de reabilitare. Și turnăm covor asfaltic, după care vom merge la Avram Stanca, unde avem de reabilitat terenul de fotbal și celelalte străzi care sunt în programul anul acesta. E forfotă mare la magazinele și piețele din județ. Oamenii se înghesuie să facă cumpărături, însă uneori din grabă sau din neatenție achiziționează și produse expirate și alterate. Pentru a nu ajunge la spital cu diferite afecțiuni, inspectorii sanitari veterinari efectuează controle în special la produsele specifice acestei perioade. Până acum au fost aplicate amenzi în valoare de peste 12.000 de lei.
Comercianții de carne de miel sunt luați la bani mărunți de către inspectorii sanitari veterinari. Controlele în județul Hunedoara au început încă din 30 martie, în special în supermarketuri și piețele agroalimentare. Vizate sunt carnea de miel, organele de mier, dar și ouăle. Cel care conduce Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, Mihai Jula, a făcut câteva precizări referitoare la această perioadă premergătoare sărbătorii pascale. Controle presupunând activitatea de comercializare a tuturor produselor de origine animală, în special cele de specifice Paștelor, carnea de miel, ouăle, produsele de panificație. Controle se desfășoară pe întreg teritoriul județului. Le-am demarat săptămâna trecută. Pot să vă spun că s-au aplicat și amenzi și avertismente. Deocamdată nu avem nicio suspendare de activitate, dar totul este posibil pentru că controlele continuă. Într-un supermarket, spre exemplu, produsele sunt verificate aleatoriu. Cu alte cuvinte, nu toate alimentele sunt luate la purecat de către inspectori. Așadar, există riscul ca produsele expirate sau neconforme să rămână pe rafturi. Totodată, o altă problemă despre care nici nu ar trebui să mai discutăm în anul 2015 este cea legată de modul de depozitare a produselor și de normele de igienă, pe care unii dintre comercianți nu le respectă. S-au constatat și deficiențe în ceea ce în condițiile de depozitare a produselor de origine animale, spații neigienizate corespunzător, cum a spus și noastră, lipsa mănușilor sau abonetelor, echipament de protecție incomplet. Așadar, cel mai bine este să cumpărați carnea de miel din locuri autorizate și igienizate și trebuie să fim atenți și la anumite detalii. Asta ca să nu cumpărăm altă carne în loc de cea de miel. Se recomandă ca mielul să fie achiziționat împreună cu capul atașat de trunchi. Un aspect specific rumegătorilor și a mielului este lipsa dentiției pe maxilarul superior, ceea ce la câine sau la alte specii de animale nu există, doar la rumegători. Rumegătorile nu au dinți pe partea superioară, pe mandibula superioară. În urma controalelor efectuate până în prezent, au fost aplicate amenzi în valoare de 12.000 de lei și 18 avertismente. În acest an nu a mai fost suspendată activitatea vreunei societăți comerciale, așa cum s-a întâmplat în 2014. Dacă e săptămâna patimilor, atunci ne gândim și la cei trecuți în lumea celor drepți. Momârlanii din zona Văii Jiului păstrează un obicei lăsat din moș strămoș, împodobitul crucilor și primenitul mormintelor. Obiceiul are loc în câteva cimitire, unde credincioșii vin în noaptea de înviere. De câteva zile e forfotă mare în cimitirul de pe Sălătruc, la poalele Parângului, unde credincioșii participă la slujbă. Nu uită nici de cei morți și, pentru că așa este obiceiul, se opresc după ce ies din biserică să le aprindă o lumânare și să le primenească mormintele. Pun pe crucile din fier un batic, flori artificiale colorate, le schimbă pe cele decolorate de anul trecut și la final pun o icoană nouă. Așa este obiceiul nescris în această comunitate. La moartea omului să împodobesc crucile și în fiecare an la Paște. De ce faceți lucrul ăsta și ce puneți acolo? Un batic, flori. Așa e moșenirea din bătrâni. În ziua de ieri, de mâine, săptămâna asta mare, venim la cimitir, le săpăm morminte, le punem flori, le împodobim cu flori. La Sfântul George facem nedeaie, ne îmbrăcăm țărani. Și ce puneți pe cruci? Punem, uite, flori. Din astea, alții fac din hârtie, din aia cărpănată, alții. Mai de mult așa s-a făcea, dar acum dacă se cumpără toate din astea. Am văzut și un batic și o icoană? Batic, mai pun ce batic, ce icoane. Fiecare își face curat la mormânt pentru ca învierea să-i găsească pe toți așa cum se cuvine. Preoții spun că obiceiul este unul strămoșesc și se păstrează în comunitățile de momârlani pentru că ei sunt urmașii dăcilor. Prin împodobirea crucilor de fier în săptămâna de dinainte a învierii, momârlanii fac acel pod invizibil între pământ și cer, iar în noaptea învierii se vor aduna la morminte să dea de pomană după ce se vor întoarce de la slujbă. Apa de la robinet curge curată, dar drumul ei este lung și ajutat de echipamente gândite de oameni. Asta au învățat copiii de la școala numărul 5 din Petrila, care au vizitat o stație de tratare a apei în săptămâna școală altfel.
Sunt micuți și habar nu aveau că apa de la robinet nu vine chiar așa de nicăieri. Și pentru că au posibilitatea să vadă întreg procedeul, toți au fost interesați să observe că apa are nisip, că nu este tocmai curată și nici bună de băut dacă nu trece prin aparatura din stațiile de tratare. Am învățat cum se curăță apa cu diferite utilaje. Ce știi tu până astăzi despre apa care ajunge la tine la robinet? Păi acea apă este potabilă și este curățată de diferite echipamente, mașinării. Eu am învățat azi cum se spală apa și m-am impresionat. Din apă de râu facem apă potabilă. Că apa se spală este doar o expresie, dar cei mici nu au fost chiar nepregătiți. Dascălii lor spun că au mai învățat și la școală câte ceva, însă acum au înțeles la fața locului cum se întâmplă totul. Această activitate se numește Să știi mai multe, să fii mai responsabil, povestea unei picături de apă. La școală, astăzi, dar și în zilele precedente, am discutat cu ei despre drumul apei în natură, așa i-am spus ca să înțeleagă toți. Am discutat despre trecerea apei prin toate cele trei stări de agregare, am discutat despre apa potabilă și cât de importantă este pentru viața noastră. I-am pregătit, deci oarecum, astăzi, însă ei au aflat multe despre modul cum este procesată apa brută până ajunge la noi în case. Cum stau lucrurile la fața locului le-au arătat specialiștii de la APASERV, care au răbdare de fiecare dată să le explice. Ne bucurăm de fiecare dată când vin copii și când pleacă de aici, pleacă cu mai multe informații față de cele cu care au venit. Astăzi avem 60 de copii și din punctul nostru de vedere, informația care am transmis-o e multiplicată cel puțin de 2-3 ori, ca să vadă până la urmă toți beneficiarii noștri, că într-adevăr, cum a zis și un copiluț, din apă de râu noi facem apă potabilă, nu foarte ușor. Astfel de vizite educative îi fac pe copii să conștientizeze importanța apei și să vadă că nu este deloc simplu să bei un pahar cu apă curată. Ion Desideriu Sârbu s-a întors acasă, iar ochii lui te privesc din curtea în care cândva a scris tot ceea ce ne-a rămas în urma lui. Totul s-a întâmplat grație artistului Ion Barbu, care a adus în curtea casei memoriale o plăcuță creată din mozaic cu chipul celui care a fost artizanul poveștirilor petrilene. Curtea casei memoriale din Petrila îl găzduiește pe Ion Desideriu Sârbu, iar acum îi privește pe trecători și pe cei care îi trec pragul. Sârbu a fost adus de Ion Barbu, artistul care i-a decorat casa cu fraze din opera sa și care se ocupă singur de întreținerea casei memoriale de aici. A găsit la rândul artistul potrivit și a creat acest chip care parcă cuprinde cu privirea sa întreg universul petrilean. Sârbu era tot timpul acasă, dar acum l-am adus vizual și artistic vizual și ceea ce mă bucură foarte mult că observația, să zicem, a custodelui casei, doamna Cristina Șandor, care spunea că de oriunde ar privi, ochii lui Sârbu o urmăresc. Și într-adevăr cred că acest mozaic surprinde frumos acest lucru. Ochii lui Sârbu ne urmăresc peste tot. Ion Barbu a găsit artistul potrivit care s-a oferit să îi realizeze chipul marelui Ide Sârbu. Iar acum copiii curioși îl privesc de după gard, că tot e săptămâna altfel și cei mici chiar învață la o școală ce îi poartă numele. Aici a stat Ion Desideriu Sârbu. Ce știi tu despre acest om? Că a fost un scriitor. Aici este casa domnului Ion Desideriu Sârbu. Și cine a fost el, știi? A fost un scriitor. Știi cumva ce a scris? A scris povestiri. Petrilene. Eu am aflat că școala noastră poartă numele acestui scriitor. Totul a fost posibil prin ambiția cu care Ion Barbu se încăpățânează să aducă câte ceva din Sârbu, artistul care a făcut cunoscută Petrila în lume. Și totul doar pe cheltuiala lui. Opera aparține lui Tudor Așciu,
un artist din Preșmer, județul Brașov, absolvent de arte plastice. Am reușit să îi conving să producă două mozaicuri, așa, pentru cele două muzee ale orașului Petrila, Casa Memorială Sârbu și Mother Museum. Și la niște prețuri care sfidează orice concurență. Casa Memorială se află în ceea ce Ion Barbu numește colonia literară, un loc în care oricine poate găsi câte ceva din ceea ce a creat pentru noi Ion Desideriu Sârbu. Acum artistul ne întâmpină din poartă, așa cum ar fi făcut-o dacă ar mai fi trăit. Materiale informative, pixuri, tricouri, dar și multă dragoste. Cu aceste lucruri au fost întâmpinați astăzi elevii claselor a 8-a la Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani. Dacă viitorii liceeni au fost convinși sau nu să-și continue studiile aici, aflați din materialul următor. Astăzi, Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani și-a deschis porțile pentru elevii din școlile gimnaziale. Astfel, foarte pregătiți și cu vorbele la ei, liceenii care studiază în această instituție s-au străduit să-i convingă pe cei de clasa a 8-a să vină în toamnă să-și continue studiile aici. Vrem să-i îndrumăm pe cei de clase, elevii claselor de a 8-a să vină la liceul teoretic, dacă vor un viitor frumos, strălucitor, să vină la să aleagă teoreticul. Spune-mi cât de bine se învață aici și, la urmă, de ce să vină? Se învață foarte bine. Într-adevăr, cum toată lumea aude că liceul teoretic n-ai timp să ieși din casă, nu știu ce, nu este adevărat. Într-adevăr, sunt pretenții mari, dar dacă ești om serios și te ții de treabă, vei reuși să faci față și la teoretic. Spune-mi, de ce ai vrea să vii mai departe să studiezi aici? Aș vrea să vin la acest liceu pentru că este foarte bun și se intră cu medii foarte mari și se învăță foarte bine. Este printre singurele licee care are profilul la care vreau să fiu admisă. Să văd cum e la liceu, ce o să descoper. Ce, vrea să studiez mai departe aici? Posibil, da. Crezi că media te va ajuta? Da. Acțiunea Zilele Porților Deschise a început ieri. Am avut deja trei grupe mari de elevi, două de la școala Igheduca și una de la Carmen Silva. Astăzi mai avem trei clase de la anunțate, trei clase de la Igheduca și o clasă de la Ide Sârbu Petrila. Mâine grupuri de elevi de la celelalte școli, inclusiv de la noi, de la structura Avram Stanca. Este o acțiune de promovare nu numai a imaginii clădirii școlii, ci în special a valorilor cu care ne mândrim noi, elevii noștri. Mai mult decât atât, elevii de aici se laudă cu un palmares impresionant când vine vorba de rezultatele și premiile obținute la competițiile locale, județene și chiar naționale. Cum le explicam și celor mici de clasa 8-a, deviza școlii noastre este docendo discimus, adică învățând pe alții înveți și tu. Suntem o școală care are de învățat și de la elevii ei. Sunt mulți copii de la care noi putem învăța pentru că au pasiuni diverse și sunt canalizați pe domenii pe care poate unii dintre noi nu le cunoaștem și încercăm să le învățăm de la ei. Deci sunt copii pasionați și foarte buni atât la învățătură, sport, muzică, film. Câte premii aveți acum, recent, adunate? Peste 100 de premii și mențiuni la faza județeană. Un record de calificări la faza națională, 19, și fără a mai pune probele sportive, care sunt în derulare și avem deja 4-5 echipe calificate la fazele superioare fazei județene. Dacă elevii care au fost astăzi în vizită vor opta în toamnă pentru Colegiul Național Mihai Eminescu, rămâne de văzut. Însă cu siguranță, ca și în anii anteriori, va fi bătălie pe locurile puse la dispoziție. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună.